Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei de 6 septembrie pentru semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Înainte de toate vreau să mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru că sunteți alături și vă recomand să vă înscrieți la canal. Dacă nu ați făcut-o, este gratuit și în acest mod veți primi notificări cu ceea ce voi distribui. Și nu uitați că în acest mod ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri mai concrete din partea tarotului. Haideți să vedem pentru zodia Taur. Ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de 6 septembrie, zodia Taur. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia Taur, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip. Cum va fi această zi, ce se va întâmpla? Ok. 5 de monede cu 6 de monede. Văd că în această zi veți trece printr-un moment de abandon sau un moment de singurătate, un moment în care vă veți simți în afara societății sau vă veți simți abandonat, neînțeles, neajutorat, un pic de melancolie, de retragere în interioară, de singurătate și sau poate veți să treceți printr-un moment de lipsa banilor, da? Dar văd aici că 6 de monede, cineva vă va oferi un ajutor, cineva vă va veni și vă va susține cu ceea ce aveți nevoie, pe plan financiar sau pe plan sentimental. Veți ajunge la un echilibru în această zi, veți primi generozitate din partea altor persoane. Și vă gândiți, poate în această zi, că trebuie să cheltuiți bani, să plătiți o factură sau chirie sau casă sau și vă cam lipsesc. Sfatul acestor cărți este să cereți sfatul cuiva pentru a primi acel ajutor. Veți primi generozitatea din partea unei persoane în această zi, în ceea ce aveți nevoie dumneavoastră. Și vă gândiți foarte mult la stabilitatea dumneavoastră financiară, dar trebuie să faceți anumite alegeri. Cu steaua aici văd că veți primi altruism, veți primi ajutor. Zodia Vărsător poate are un rol important în viața dumneavoastră. Cu steaua aici văd că vă gândiți la viitor, vă gândiți la destinul dumneavoastră, la speranțele dumneavoastră pentru un viitor mai bun. Veți da această situație la spate și văd că vă veți urma sufletul, vă veți urma steaua norocoasă. De ce nu? Văd că veți primi ghidare pe unde trebuie să o luați sau ce trebuie să faceți. Văd vindecare sau reînnoire în ce vă privește, da? Să nu vă pierdeți speranța, pentru că steaua aici îmi spune că există foarte multă speranță să treceți prin să treceți de tot ce a fost mai rău, da? Să dați la spate tot ce a fost mai rău. Vedeți, această femeie a întors spatele și își urmează calea, și urmează destinul cu foarte multă speranță și acest lucru îl veți avea și dumneavoastră în această zi. Să nu vă pierdeți speranța, pentru că există foarte multă speranță să aveți ajutor din partea altor persoane. Ia uitați, pasiune, da? Există o mare pasiune între dumneavoastră sau în ce privesc pasiunile dumneavoastră. Poate v-ați pierdut încrederea sau în această zi de mâine poate vă veți gândi că ceva nu e în regulă sau că nu este îndeajuns, dar văd că veți avea parte de pasiune și văd un eveniment excitant, o veste, un eveniment care nu te vei aștepta sau vei auzi. Va fi aici un eveniment foarte puternic pentru tine, îți va veni o idee, o revelație sau îți va veni acel ajutor, acea generozitate de care ai nevoie. Cu steaua aici ți se spune să iei o vacanță psihică, chiar și mentală, pentru că te gândești foarte mult și poate această situație, vacanță sau ce trebuie să faci tu, îți va aduce speranța de care ai nevoie într-un viitor mai bun. Îți vei recăpăta
speranța, încrederea în divinitate, în destinul tău. Deci ți se spune să-ți iei o vacanță, să bei mai multă apă, să te relaxezi chiar și pe lângă o apă sau să faci dușuri cu apă, da, pentru a te relaxa. Și aici zice să-ți folosești intuiția pentru a face o schimbare bună pentru tine, cu beneficii. Deci folosește-ți intuiția în ce privește schimbările, în ce privește viitorul tău. Și vei primi. Te vei ocupa de lucrurile și de timpurile dificile. Văd că vei primi un ajutor din partea altor persoane sau tu te vei ocupa mai mult de acele timpuri dificile. Deci, ia-ți un moment de pauză și folosește-ți intuiția pentru a aduce o schimbare importantă în viața ta, pentru a vindeca sau pentru a trece sau pentru a da atenție acelor momente dificile prin care tu ai trecut, pentru a le lăsa la spate și pentru a le vindeca. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat. La revedere, numai bine. Doamne ajută! Voi trece la zodia Fecioară, mă scuzați. Haideți să vedem pentru zodia Fecioară ce va fi în această zi de 6 septembrie. Dragii mei, dragile mele fecioare, vă recomand să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o, este gratuit și în acest mod veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Și nu uitați, pentru că noi ne vom conecta energetic și veți, înscriindu-vă, abonându-vă, primind notificări, noi ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri mai concrete din partea tarotului. Haideți să vedem 6 septembrie pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip. Ce va fi, ce se va întâmpla în această zi pentru voi, dragii mei, dragile mele? Judecata cu doiul de monede. Văd aici că familia va avea un rol important. Va avea un rol important, o transformare. O transformare. Judecată aici văd că veți primi o veste sau vă veți trezi la realitate, o revelație, o situație. Îngerul aici cu fluierul său cântă pentru a produce această transformare în viața dumneavoastră. Deci e ca și cum se va întâmpla în această zi, se va întâmpla ceva în care vă va face să vă treziți la realitate, că trebuie să luați o decizie, să analizați trecutul, prezentul și viitorul pentru a lua decizii pentru un viitor mai bun sau pentru a ști ceea ce trebuie să faceți de acum încolo. Văd o renaștere pe care o veți avea în această zi, o transformare, o schimbare pozitivă, o reînnoire în viața dumneavoastră, da? Veți termina cu critica, cu judecata, să spunem așa, adică veți vedea altfel cu alți ochi. Judecata văd poate în ce privește familia. Judecata divină aici văd că se va întâmpla ceva care va trebui să aduci un echilibru în viața, da. Și văd că te vei ocupa, vei primi vești în ce privește sfera materială și te vei ocupa de două joburi, două situații. Va trebui să rezolvi aceste două situații din viața ta și văd că vei aduce un echilibru în viața ta și vei ști cum să faci pentru a aduce acest echilibru. Vei reuși să duci la bun sfârșit aceste două situații, să rezolvi aceste două lucruri sau două joburi sau două persoane. Un echilibru, se va face un echilibru în familia ta, dar ai grijă la cinciul de spade. Și cred că vei renunța la un compromis, vei renunța poate la o colaborare sau vei renunța să colaborezi cu cineva sau să mai faci compromisuri. E posibil aici să ai anumite dezechilibre din partea altor persoane, colaboratori sau cu cine vei intra tu în contact și îți vei da seama că anumite alegeri nu au fost tocmai potrivite pentru tine sau că anumite alegeri pe care le-ai făcut nu au fost tocmai bune. Și ți se cere să te îndepărtezi de acele persoane care aduc această situație în viața ta, adică de întuneric, de dubii, îndoieli și de probleme. Da? Deci asta va trebui să faci tu astăzi.
Hai să vedem. Da, ești indecis. Ești indecis și ți se zice să permiți vieții tale să decurgă într-un mod natural, da? De la sine. Pentru că e posibil să fi trecut printr-o instabilitate sau să fi avut instabilitate în casă, în familie și să nu mai controlezi situații, să vină lucrurile de la sine. În ce privesc acordurile pentru familia ta, în ce privesc drumurile. Da. Și uite că aici vei întâlni o persoană, o persoană străină care va fi importantă pentru tine, care va fi un ajutor important pentru viitorul tău, o strângere de mână, un acord, o promisiune. Am vrut să iasă două. Zice că să nu fii tentat să cobori standardele tale, da? Pentru că e posibil acest 5 de spade, cineva să negocieze cu tine, să te ducă cu vorba, să te ducă cu zăhărelul și de aceea ți se spune să nu cobori steagul ăsta jos. Dacă ai luat o decizie, ai luat o promisiune, ai bătut palma, aia trebuie să se întâmple. Nu cobora la compromisuri, nu accepta bla 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 sau nu accepta ca cineva să poate va trebui să negociezi. Da? Deci dacă ți-ai propus o situație sau ți-ai propus, nu știu, să faci ceva, aia să fie. Nu fi tentat să cobori standardele tale și tu vei primi un cadou. Vei primi un cadou astăzi. Da, ce frumos! Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat. La revedere. Doamne ajută! Voi trece la zodia Capricorn. Haideți să vedem. 6 septembrie pentru zodia Capricorn. Dragii mei Capricorn, dacă nu v-ați înscris încă la canal, știu că v-am plictisit, dar este datoria mea să repet, da? Vă recomand să vă înscrieți, apăsați clopoțelul, abonați-vă, este gratuit și în acest mod veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Și nu numai, făcând acest lucru, noi ne vom conecta energetic și veți primi răspunsuri mai concrete din partea tarotului pe viitor. Da, eremitul, zodia fecioară, poate are un rol important sau maestru spiritual, sau cauți un răspuns, cauți, analizezi, reflectezi în ce privește un trecut, vrei să afli un adevăr, văd interiorizare în ce te privește, dar chiar și singurătate, da? Te văd singur. Poate trecutul are un rol important, va trebui să mergi în trecut, să te întorci în trecut, dar te văd foarte prudent. Eremitul, poate vei intra în contact cu un doctor sau cu un maestru sau ești în căutarea unui răspuns. Cere prudență, rugăciune, reflexie, interiorizare. În interiorul tău vei găsi răspunsul. Eremitul îmi spune că poate te gândești să începi un studiu sau te gândești să începi un ciclu de 9 luni. Sau aici văd că te gândești să afli un adevăr te vei interioriza, te vei retrage sau te vei îndepărta dintr-o situație sau dintr-o relație sau de la locul de muncă. Și speranța ta este la Dumnezeu, văd spiritualitate și te vei ruga, da? Te vei ruga, vei căuta răspunsuri. Pajul de spade, văd foarte multă curiozitate. Perețele de socializare, comunicare, vești. Pașul de spade îmi spune că trebuie să fii atent la ceea ce îți dorești. Vei fi atent la ceea ce îți dorești. Pot fi anumite dubii, îndoieli în mintea ta, de aceea ți se zice să aprofundezi o situație, să te informezi, să studiezi, să cred că trebuie să ai nevoie să rezolvi anumite documente. Trebuie să acționezi. Faci foarte multă curiozitate chiar și pe internet. De ce nu? Caută răspunsurile tale pe internet și poate un tânăr sau o tânără în zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, poate are un rol important în viața ta, poate vei primi o opinie care te va deranja din partea acestei persoane, dar această persoană este sensibilă, este o persoană indaco.
Adică e ca și cum ea prevede viitorul. Da, poate te deranjează opinia sa pentru că e mai directă, dar este o persoană sinceră. Regina de cupe. Văd că te vei vindeca, îți vei vindeca sufletul, emoțiile. O femeie în semn de apă, Scorpion, pești care îți poate fi alături, îți poate sări în ajutor. Văd mulțumire. Dacă ești tu această persoană, te vei bucura și vei fi mulțumit, mulțumită de vindecare sau de reușita ta. Armonie, echilibru, satisfacție, dar chiar și orgoliu pentru propria ta reușită, pentru propria ta persoană, pentru sufletul tău. Și dacă nu ești tu această persoană, o regină de cupe, o mamă, o soră, o iubită, o prietenă, o femeie cu care vei intra în contact, este foarte empatică, sensibilă, cu care vei comunica sau cu care îți poate da un sfat sau cu care îți va sări în ajutor, de ce nu? Sau dacă ești tu această femeie, te vei preocupa pentru persoanele dragi ție, pentru persoanele care le ai la sufletul tău. Haideți să vedem cărțile de ceai, ce vor să vă transmită. Să clarificăm pentru fiecare card în parte. Pentru eremit aș dori un răspuns. Da. A zice că vrei să ai grijă de situațiile dificile, de timpurile dificile și ai nevoie de protecție. Ai nevoie de protecție și ai nevoie de a oferi mai multă atenție acestor momente dificile. De aceea tu te retragi în interiorul tău. Să înțelegi și să cauți soluții. Haideți să vedem și poziție de autoritate. Aici văd că dacă tu vei acționa și vei... Posibil această persoană tânără să aibă o poziție de autoritate și să fie un pic mai directă, dar este sinceră. Sau dacă ți se cere să fii mai curios în ce privește o poziție de autoritate, o stare importantă în viața, o situație importantă din viața ta, să aprofundezi mai mult, să te informezi mai mult în ce privește anumite documente legale. Și Regina de Cupe îmi spune că a venit momentul ca tu să ieși dintr-o situație. Vezi, apă, apă. Îți vei da seama că acest lucru ți aduce vindecare dacă tu vei ieși dintr-o situație în ce privește sfera emotivă. Deci, cred că ar trebui să te eliberezi, să lași ceva la spate și să mergi mai departe. Perseveranța te va ajuta să treci peste probleme, da? Cu cât ești mai perseverent și mergi înainte, este greu ce-i drept, ia uite această cămilă, dar văd că vei reuși să treci peste aceste probleme. Probleme adică cu o persoană cu care te vei confrunta, care poate fi un pic mai directă și mai insensibilă în ce te privește sau poate într-un mod sau altul te va sfida și poate îți va comunica anumite cuvinte care nu-ți vor aduce plăcere și vei da pe afară și îți vei da seama că trebuie să ții bagajelul așa sau să pleci sau să renunți sau să lași ceva la spate, dar vei reuși să treci peste probleme. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Numai bine, Doamne ajută, la revedere, sănătate, v-am pupat!